Ce nebunie de meci am avut pe arena națională. FCSB pierde în prelungirile partidei un meci pe care l-a controlat, zic eu, în totalitate, cu farul Constanța. A primit două goluri de la Borza și de la Târnovanu. A fost un autogol, acela din minutul 90 plus 5. Iar Borza, minutul 90 plus 6, a stabilit scorul final 3-2 pentru farul Constanța, după ce în minutul 90 Daoal a faultat în poziție de ultim apărător în fața careului pe Denis Alibec și a fost eliminat. Am avut un meci cu de toate, cu penaltiuri, cu goluri anulate din cauza unui offside care s-a dictat după o intervenție VAR. Am avut de toate, am avut 5 goluri, după ce la pauză scorul a fost 0-0. Comentăm în studio alături de Nana Falemi și jurnalistul Cristi Luță. Nana, noi intrasem în studio la scorul de 2-1, pregătiți să vorbim despre cât de inspirat a fost Gigi Becali cu schimbările și vedem că un antrenor adevărat te surprinde pe final. Adevărat, detaliile fac diferența și Gigi nu și-a luat examenul în seara asta. Odată, Hagi a insistat, a jucat până la final. Deci, nu s-a predat. A jucat. Și a profitat de faptul că Steaua a făcut, l-a schimbat pe Companiu, l-a schimbat pe Cordea și dintr-o dată centrul de greutate a jocului s-a mutat vreo 20 de metri spre poarta lui Târnovanu, pentru că Steaua n-a mai fost atât de prezentă în atac. Companiu ținea în jurul lui fundașii centrale ai farului și ținea foarte mult de minge și ajuta mijlocul, chiar dacă băieții nu legau pase, dar făcea o circulație bună a mingii dintr-o parte într-alta. Pe când Omrani n-a reușit să se întâlnească prea mult cu mingea și nici Minculescu. E adevărat, când s-a întâlnit a și făcut ocazie din care putea să iasă gol. Deci, meritul lui Gică e că a insistat și a avut jucători cu calitate care au reușit să pună presiune prin Alibe, care a fost fantastic și în seara asta a fost fantastic, și prin ăsta mic, Sali, care da, l-a omorât pe Crețu. Deci cred că îl visează. Deci l-a omorât. Cum se spune în lumea fotbaliștilor, i-a făcut otit. Da, i-a rupt coloana. Deci, l-a omorât. Și, na, așa s-a scris istoria. S-a scris istoria. Meci, da. A fost la golul, la lovitura liberă a lui a lui Alibec, la faultul lui Daoua, a fost o greșeală în lanț. Tam a greșit o minge, a bâlbuit o minge și Daoua a reacționat emoțional, în loc să blocheze, să facă fault. La mijloc. Acolo să-i faci faul lui Alibec, l-a scăpat pe Alibec, a rașchetat o minge și apoi a dat pe lângă ea. Bun. Nici la Liga deci, 4 nu vezi așa ceva. Tocmai de asta spun. Asta a fost o reacție emoțională. Pentru că acolo nu poți să riști. Ori faci fault, ori te duci cu omul. Știi? Dar nu dai în minge. Ăla e un loc în care nu dai în minge. Ori faci fault, ori te retragi și te duci cu omul. Da, și te lupți unul contra unul. Dar el a riscat și pentru treaba asta l-a pierdut pe Alibec pe drum, care e un jucător foarte isteț care speculează. Vorbeam în redacție că Daoua o să aibă, că până la urmă Alibec o să-l păcălească pe Daoua. Nu mai credeam că îl păcălește fiind minutul 90 și uite că l-a păcălit. Da, da, incredibil. Ce meci. Da. Deci, meci incredibil. Cristi? Din punctul meu de vedere, ca să spun, în felul ăsta e o înfrângere de autor pentru FCSB. Marca Gigi Becali semnat cu drepturi de autor este evident. Adică, insisti, în continuare, Crețu, Daoua, ai pe bancă Cristea, Pantea. Acolo s-a și pierdut meciul la Daoua pe final de meci, după, într-adevăr, o greșeală în lanț. Dar, în definitiv, cel care a comis-o în final a fost Daoua. Din nou, schimbările de minutul 60, în momentul în care echipa îți merge bine, tu mai vii după goluri, ai marcat de două ori în 15 minute, vii după un gol, îi scoți în momentul ăla pe Cordea și pe Companiu, s-a stricat-o, s-a rupt, gata, acolo a fost. Bun, hai să analizăm cumva, începând din minutul 46 până la finalul partidului, pentru că au fost un șir de evenimente
care ne-au surprins. Începând cu schimbarea lui Sorescu, da, din nou după meciul cu Hermannstadt, a intrat în locul său Pantea, apoi Coman în locul lui Juma. La prima fază de atac a FCSB-ului, Cordea a marcat, după o combinație cu Florinel Coman pe partea stângă. Deci a apărut o schimbare inspirată, dacă ar fi să o numim așa. Cine a făcut-o de la FCSB, să îl felicităm. Apoi Alibek a venit cu o torpilă, în minutul 56, l-a lăsat pe Ternovanu în lumea viselor, nu prea avea ce să facă la Alibek. N-avea ce să facă. Companio din penalti, minutul 59, penalti, clar. Așa, hai să vedem. Deci, Sorescu deci, trebuia schimbat? Uite, el odată a făcut un joc corect, dar Steaua avea nevoie de un plus pe faza ofensivă. Ori, de fiecare dată, Steaua era obișnuită așa să joace pe stânga. În momentul în care Octavian Popescu primește mingea, Radonovici tot timpul învăluie și trage fundașul în zona lui, așa încât îi face spațiu lui Octavian Popescu să intre în centru. Acum, pentru că Sorescu a jucat foarte mult în spatele lui Octavian Popescu, oarecum fiind și nou și încercând să-și facă bine faza defensivă, fiind surprins de câteva ori, nu l-a învăluit și nu a reușit să-l deblocheze pe Octavian Popescu să-i facă, în felul ăsta, să-i facă loc să intre în centru. Și atunci au simțit că prin ocaziile pe care Steaua le-a avut totuși pe partea stângă, în zona lui Octavian Popescu, chiar și a lui Sorescu, trebuie să aducă un plus. Și prin venirea lui Pantea, plusul ăsta, prin intrarea lui Pantea, plusul ăsta s-a produs. Și prin intrarea lui Florinel Coman, plusul ăsta s-a produs ca urmare, ca dovadă, gol de pe partea stângă, așa, creat de Florinel Coman. Și mai mult decât atât, au fost aproape să fie și golul 3, așa, dacă nu se dădea offside sau ce a fost la Omrani. Da? A fost. A văzut. Repet, în momentul în care Pantea a intrat, automat l-a deblocat pe Octavian Popescu, pentru că l-a învăluit de fiecare dată și a putut să intre mai ușor în centru și au început să dea drumul la morișca asta lor cu Octavian Popescu, cu Coman și Companio, cu pase scurte și să creeze situații de gol. Așa s-a născut și primul gol. Deci asta a fost o schimbare bună. Apoi, în momentul în care au făcut cele două schimbări, când l-au scos pe Companio, Companio e un jucător foarte important pentru că polarizează foarte mult toată energia din teren. Odată, aleargă foarte mult, e foarte mobil și pe stânga și pe dreapta. Omrani a jucat mai mult cu predilecție în dreapta, în partea lui Minculescu. Pe când Companio ajută și stânga și dreapta și e prezent în joc și la mijlocul terenului. Vine să deblocheze jocul. Are o mai mare mobilitate. Dacă nu câștigă mingile, scoate faulturi și ajută echipa să urce. Omrani mi s-a părut astăzi că n-a adus plusul pe care trebuia să-l aducă și pe care l-a adus în alte meciuri. Trebuia să fie mult mai, să se bată mai mult. Ăsta a fost un meci de bătaie și el e un jucător cu gleznă fină. Dar astăzi trebuia să se bată mai mult, să ține de minge, să ajute, să obțină faulturi în jumătatea farului ca să ajute echipa să crească și să urce. Și Omrani n-a făcut lucrul ăsta. Minculescu, exceptând faza din care s-a și marcat un gol care ulterior a fost anulat, n-a adus plusul de care era nevoie în atac prin ieșirea lui Cordea și nici defensiv, dacă ne uităm defensiv, s-a avut probleme exact în zona lui Lucrețu și nici defensiv n-a adus așa, n-a blocat. În momentul în care ai 2-1, ok, da, am văzut la Steaua, a schimbat stilul de joc. A ieșit din apărare cu minge lungă de la portar, degajare Ternovan. N-a făcut construcția din prima repriză cu minge de la portar, daua, Crețu și așa mai departe. Nu, 2-1 au jucat într-o oarecare măsură realist. Dar doar pe faza de atac, pe faza de apărare, total nerealist. Au fost surprinși. Deci n-ai voie să fii surprins, să fii haosul ăla în apărare și să ai distanța aia așa de mare între Crețu și între Minculescu și să salii să facă ce vrea el cu tine în ultimele 20 de minute. Deci total lipsă de organizare și lipsă de reacție din partea astfel. Dar probabil informația se transmite destul de greu de sus până la pe banca tehnică și atunci normal că apar problemele astea. Păi când Gică ia reacțiile imediat, într-o secundă. Deci diferența de transmisie. Totuși, cum se poate rezolva problema asta despre care spui tu?
probabil implicându-se direct antrenorul, nu? Adică să fie acolo și să... Hagi ia reacție, deci are reacție imediată. Imediat, când e o problemă, imediat are echipa are reacție. La Steaua reacția e întârziată, pentru că știi cum e, telefonul, totuși, se face telefonul chiar, fără fir. Chiar crezi că nici plus măcar că o mică decizie, de, nici măcar plus, o mică decizie da, nu sunt, poate dar e diferență de experiență între Pintele și Hagi, știi? Asta e adevărat. Deci e o diferență de mare de experiență. Și la un moment dat, lui Gică a fost frică, da? S-a văzut, i-a fost frică, a avut probleme, a luat goluri, da? A schimbat, și de ce i-a fost frică, n-a scăpat. L-a schimbat pe Baravicas, așa, în prima repriză, și pe acolo a luat gol. Deci, de ce a fost frică, n-a scăpat. Știi? Și, dar uite că a avut reacție, Alibek l-a băgat în meci, oarecum a dat încredere cu golul ăla, așa, și la 2-1, bun, e stilul lui să joace, și a profitat de slăbiciunile din defensiva Stelei și uite că i-a ieșit. Cristi, Daoua, mai departe, va fi suspendat minimum două etape. Va fi suspendat minimum două etape, după care probabil că se va întoarce în primul 11. Cine intră în locul lui acum? Iulian Cristea, presupun. Cristea ar fi cea mai la îndemână variantă, ar fi și varianta normală. A revenit după accidentare, dar... A revenit după accidentare, el a jucat culmea titular, cel puțin unul dintre amicarele pe care le-a disputat FCSB iarna asta. Cu toate astea, acum a rămas pe bancă. Și la Sibiu, a rămas pe bancă și astăzi. Mie, personal, uitându-mă la cum funcționează apărarea FCSB-ului, cum a funcționat tot sezonul, îmi este foarte greu să înțeleg. Până acum am înțeles, l-ai băgat pe Daoua pentru că nu l-aveai pe Cristea. Dar mie, personal, Daoua e un pic mai puternic. Dar în rest, mi se pare că Cristea totuși e fundaș de echipa națională. Adică a fost la echipa națională, nu uităm că el s-a accidentat jucând pentru echipa națională. Mi se pare greu să-l lași pe el pe bancă. Uite, hai să facem un pariu. Eu cred că Gigi Becali data asta și va da seama că Daoua chiar nu este ce trebuie. Probabil a avut nevoie de vreo 15 erori de-astea pe care le-a făcut Daoua. Eu chiar nu cred, pentru că a mai spus chestia asta. El a venit, a zis, domne, m-am convins de Daoua, gata, nu mai. A stat două meciuri un pic pe bancă, l-a băgat înapoi. Da. Eu nu cred. Uite, apropo de... Spune, te rog. Uite, când l-ai pe unul ca Vinicius, care e campion, da? Care are pedigree de campion, care știe cum se câștigă campionatele. Bun, poate nu e cel mai spectaculos, nu e, dar în teren îți face treaba. Te ajută să câștigi meciurile. Nu greșește, da? Ține. Dacă vrei să fii campion, îl ții pe ăsta pentru că e campion și știe cum se câștigă campionatele și îți conduce apărarea și dă încredere și dă-i nu numai dă-i și responsabilitate, da? Și atunci te ajută să câștigi, dar dacă tu l-ai și îl dai afară ca să așa, asta e lipsă de... Eu cred că Vinicius... Lipsă de congruență. Vrei să câștigi campionat, dar renunți la jucători. Vrei să vinzi, dar vrei să câștigi campionat. Deci, e o lipsă de congruență acolo de și la nivel de gândire. De Gringola, asta de la FCSB, din ultimele minute, cred că arată și că nu are momentul ăsta față de campioană. Pentru că ne uităm la chiar și la Farul, ne uităm, meciul trecut, ok. Prima repriză a jucat bine cu CFR Cluj și în a doua a căzut. Nu a fost chiar așa de gringolat asta încât să... A existat o idee de joc, chiar dacă au pierdut cu 3-0. Pe când la FCSB în ultimele 6 minute, 7 minute de prelungiri cât au fost, nu a existat absolut nimic. Da, se vede că încă sunt multe detalii la care ei trebuie să lucreze și încă au probleme. Odată, la loviturile libere, au stat foarte jos. La marginea careului n-au mai avut încrederea să stea cu apărarea sus. Și la golul 3 al Farului, deci Alibek îl întoarce în centru pe cine a intrat în de la asta face și face mingea de pe stângul în centru și apoi vine o respingere către Borza, nu mai știu cine i-a respins mingea și el dă din zona laterală nestingherit. Deci Crețu, din zona lui Crețu, dă nestingherit. Deci a fost așa o brambureală acolo în apărarea Stelei, așa de nedescris. Adică nimeni nu-și mai păstra pozițiile, lipsă de reacție, știi, lipsă de organizare. A fost așa, ceva așa de na. Nu știu, a fost ceva de pe care mi-e greu să explic. O echipă bine organizată
Nu face asemenea greșeli. Asta au fost greșeli colective, greșeală de întreaga, greșeala întregii linii de apărare, greșeala întregii linii mediane. Și asta spune că au probleme la antrenamente, că încă nu lucrează ce trebuie și mai au de muncit. Farul Constanța revine pe locul 1 în Superliga, 48 de puncte, un punct mai mult decât CFR Cluj, care are un meci în minus. Pe cine vezi favorit la titlu în acest sezon? Uite, sunt... Na, CFR, Farul și Steaua sunt favorite. Acum, un plus are CFR, odată datorită experienței, datorită faptului că în ultimii ani a câștigat de cel mai multe ori titlu, că au păstrat antrenorul cu care au câștigat titlurile și știu cum se câștigă. Și atunci pe ei îi văd favoriți. Da. Gică Hagi e și el campion, știe cum se câștigă campionatele, însă pe, așa, a spune așa un slight edge, i-aș da Farului, pentru că ăsta, CFR-ului, pentru că ei au câștigat de cel mai multe ori campionatele în ultimul an, l-au pe Dan Petrescu, știu cum se câștigă campionatul și na, ei au un mic avantaj din punctul ăsta de vedere. Uite, sunt câteva zeci de mesaje pe chatul nostru de pe YouTube. Țin cu FCSB, dar mă bucur de înfrângere, pentru că așa merită Becali, l-a scos pe Companio și Cordea, asta merită. Da, el a crezut că s-a terminat meciul acolo. El a crezut că la 2-1 și la felul în care juca echipa a crezut că s-a terminat meciul, știi? Ok. A mai lipsit puțin, un minut sau nu, 5 minute, că au fost și prelungirile, da? A mai lipsit ca să câștige meciul. Dar uite că s-au văzut problemele pe care le au de organizare, lipsa de atenție la detalii. S-a văzut și teama pe care au avut-o pentru că au intrat în degringoladă. S-a văzut treaba asta, că n-au pe cineva care să ia hățurile jocului în mână și să spună gata, uite, așa. Asta e problema, că la ora asta FCSB nu are un lider nici în vestiar, nici pe teren. Liderul e sus. Liderul e sus și nu poate juca. Și nu poate juca. Da. Uite, spune Geonis că bună seara, domnule Luță, ce părere aveți despre jocul lui David Miculescu în această seară? Miculescu, sincer, în seara asta, în afară de faza de la golul care a fost anulat în cele din urmă, nu mi s-a părut că ești în evidență cum are lucru. Uite, aș adăuga aici că vorbeam mai devreme în redacție. Odată, Steaua are o predilecție să joace în zona lui Octavian Popescu, Florinel Coman. Odată. Acolo se simte cel mai bine. Da? Șuț, când are mingea, joacă de obicei acolo. La Companio, pe partea stângă, clar. Da, acolo e Morișca. Bun. Dar asta trebuie să o regleze, pentru că dacă vrea ca Octavian Popescu să marcheze mai multe goluri și Gigi, dacă vrea ca Octavian Popescu să marcheze mai multe goluri, trebuie să deschidă jocul. În momentul în care se deschide jocul și Octavian Popescu va avea mai multe oportunități de a marca. Dacă tot timpul jocul se face la Octavian Popescu pe stânga, atunci automat devine previzibil și apărarea adversă își concentrează atenția asupra lui. În momentul în care alternezi și deschizi jocul și pe partea dreaptă, unde e Cordea, e Minculescu, a intrat Minculescu, da? Și deschizi jocul și acolo și joci mai multe mici și pe partea dreaptă, automat pe schimbare de direcție îl lași pe Octavian Popescu unul contra unul cu adversarul. Dacă Pantea urcă, atunci îi face jocul și mai ușor și atunci automat creezi situații de gol. Odată, ori pentru Octavian Popescu, ori pentru cine joacă în zonă centrală, Omrani sau dacă era Companio, ori pentru cine vine din linia a doua. Dar tu singur îți faci viața grea. Deci Steaua are calități, dar trebuie să ducă jocul la un nivel mai ridicat și să... Sunt niște prietenii acolo, dar trebuie să îl bagi și pe Minculescu în schemă. Pentru că eu am simțit că încă nu e suficient de bine primit în echipă, știi? Adică trebuie să-i dai mai multe mingi, știi? Ce spui despre circul de la FCSB? Uite, de exemplu, în această seară, nu știu dacă ai observat, circulă o imagine cu Leo Strizu de la pauza meciului în care n-a mers la vestiar. A stat la mijlocul terenului cu mâinile la spate, în timp ce jucătorii și pintilierul la vestiare. Ce ți arată chestia asta? Că merge și așa. Adică ei încearcă și așa. Dar asta nu poate să țină... Nu merge, tocmai că nu merge. Că s-a văzut un rezultat că nu merge. Nu poate încearcă să meargă prea mult. Pentru că, eu spun așa, sunt reglementările astea pe care le dă Federația
și venite de la UEFA sunt în folosul fotbalului, corect? Logic vorbind, da? Da. Sunt în folosul fotbalului. Sunt niște reguli și atunci, dacă sunt în folosul fotbalului, echipele trebuie să le urmeze, pentru că e spre binele lor. Și nu gândim la nivel imediat, ci gândim la nivel macro. Toți ne plângem că nu avem fotbal, că nu suntem la nivelul Germaniei, la nivelul Franței, așa. Păi bun, atunci hai să aplicăm măsurile pe care și ei le aplică în fotbalul lor, ca să fim la nivelul lor. Da. Știi? Și mai circulă chestia asta în presă, că vezi, Doamne, un antrenor care vrea să-și ia licență pro, petrece mai mulți ani în facultate decât la medicină. Nu, eu spun așa, hai să comparăm mere cu mere, nu mere cu pere. Hai să comparăm câte ore petrece un antrenor din România să-și ia licența comparativ cu un antrenor din Germania, din Anglia, din Spania, din Franța, nu? Cu unul dintre ei, știi? Și să vedem, dacă unul petrece 10.000 de ore și noi petrecem 500 de ore, atunci avem o problemă, știi? Și atunci hai să ajungem și noi acolo, știi? Pentru că fotbalul a devenit o știință, iar antrenorul un administrator, un manager. Eu prefer să folosesc un termen românesc, să spun administrator. Pentru că tu trebuie să administrezi partea, refacerea, pregătirea fizică, să ai în vedere și marketingul, pentru că sunt momente în care se fac campanii cu jucătorii tăi și tu trebuie să știi că în anumite zile, anumite ore, îți lipsești jucătorii de la antrenament. Refacerea înseamnă biochimie, trebuie să știi cum să administrezi toată treaba asta. Și refacerea, ce atenție să-i acorzi, pregătirea fizică, plus alte elemente, știi? Comunicarea, fotbalul înseamnă psihologie, pedagogie, știi? Și toate lucrurile astea sunt lucruri pe care le înveți. Dacă stai de vorbă cu antrenori care au intrat în meserie, știi, și credeau că ei le știu pe toate, o să vezi că îți vor spune că au descoperit foarte, foarte multe, nu multe lucruri, nu foarte multe lucruri, foarte, foarte, foarte multe lucruri pe care nu le știau. Și atunci, când tu faci greșelile astea în Liga 1, fotbalul te pedesește. Dacă le faci la copii și juniori sau, eu știu, la tineret, la o echipă în ligă inferioară, da, poți să mai revii. Dar aici când faci o greșeală, două, trei, după aia vine scadența. Nu mai ai timp să faci experiență, să înveți. Cristi, care crezi că ar fi explicația, dacă există vreo explicație, la acest lucru? Că Gigi Becali, practic, își autodistruge banii, nedându-și seama, cred, habar nu am, pentru că el la ce jucători are, deci FCSB-ul ce jucători are acum, cred că nimeni nu poate spune că nu sunt cei mai valoroși din România. Cu poate mici excepții, dar în mare parte da, în mare parte și cam pe toate posturile ai ce trebuie ca să faci. În afară de fundaș dreapta. Bine, a venit Sorescu acolo. Da, fundaș central, să zici, exact, că acolo corect. Ar fi veriga slabă echipei. Și logica mea așa, un simplu muritor de rând spune că dacă tu ai jucători foarte buni, trebuie acolo ceva să-i închegi. Este simplu. Adică un antrenor. Un antrenor trebuie. De ce? Eu nu înțeleg. Sunt 6-7 ani de când am luat titlul. Păi nu se va mai întâmpla. Părerea mea este că un om ajuns la experiența de viață și la vârsta lui Gigi Becali nu se mai poate schimba acum. Eu nu cred că se va mai schimba ceva. Adică eu cred că atât timp cât el va mai fi patron la FCSB, eu cred că asta va fi situația. Ceea ce ar trebui să se întâmple, e mod normal și nu e, adică nu e o chestie, nu trebuie să fii vreun Einstein ca să-ți dai seama de treaba asta. Ca la orice altă echipă care face performanță, iei un antrenor care știe ce are de făcut, spre exemplu Dan Petrescu sau Gică Hagi, cum s-a văzut și în seara asta, îl lași să își facă treaba până la capăt, în momentul ăla poate că nu o să-ți apară peste noapte, pentru că e greu, l-ai adus atunci pe Edi Iordănescu, l-ai lăsat pe Edi Iordănescu cât 2 luni. A avut oricum o serie foarte bună, mai bună decât ce se întâmplă de obicei. Dar n-ai cum, în 2 luni te uiți, gata, nu-mi place jocul. Schimbăm, revenim la ce am făcut până acum. Așa nu poți să faci performanță niciodată. Mai poate reveni FCSB-ul, la FCSB-ul ăla care s-au obișnuit suporterii de-a lungul anilor. Ăla bun, care era clar cu șanse reale la campionat, se bătea cu șanse reale. Pentru că dacă ne uităm pe clasament în momentul ăsta, ok, se vor înjumătăți punctele când se va intra în play-off, dar nu arată nimic dacă nu ai un antrenor. E foarte greu, știi? Am tot respectul pentru Gigi Becali, pentru investițiile pe care le Corect. Face, pentru faptul că datorită lui se creează o emulație în campionat, se fac tranzacții între cluburi, tranzacții de jucători și fotbalul crește. Plus că a creat o bază de pregătire importantă la un centru important de copii și juniori în Berceni.
o academie care crește, începe să producă și se dezvoltă pe baze sănătoase, economic vorbind. Da, bun. Dar el nu știe fotbal și acum echipa plătește tribut faptului ăsta, că Gigi Becali nu știe fotbal. Crede că știe, dar nu știe. Și sunt mii și mii de detalii, știi? Și azi, eu știu, crezi că ai 20 de detalii și nu știe fotbal și nu simte jocul. Știi? Și uite, astăzi s-a văzut. Da? Au fost mici detalii, fine, știi? Uite un comentariu, cred că e un pic cu exces de zel. Mai în afara limitei, Nicolae Focșa spune, de 7 ani spun, Becali nu poate lua campionatul, este blestemat. El cu Luțu m-au nenorocit, am rămas fără vedere, sunt pe moarte, blestemul pentru Becali, Amin. Nu, e doar că el vrea să se bage în fotbal și nu știe, e normal, e o meserie nouă. Sunt mulți oameni care au crescut în fotbal și care nu știu suficient de bine și n-au succes. Da, pe unul care vine din afară. La fel e ăsta, patronul lui Dallas Cowboys. E tot un Gigi Becali, știi? Și de când a venit acolo, de vreo 30 de ani, a luat în 30 de ani o singură dată. Și e cea mai tare franciză din America și poate considerată una dintre cele mai mari francize din lume. În primele 3 francize din lume, ca vânzări și mă știu. Și la fel, că au un patron care, la fel, crede că le știe pe toate, se bagă și mai știu. Cum ai spus și tu mai devreme, a făcut și lucruri pozitive, nu putem să-i luăm asta. Faptul că campionatul nostru se bazează în foarte mare parte pe investițiile lui. Multe echipe au trăit efectiv, adică uite, Astra a trăit ani de zile, câțiva pe transferul lui Alibec și ceva s-a mai plătit acolo. Botoșani, Faru, bine, Faru, mă rog, dar s-au luat și de acolo, da, foarte mulți jucători. Evident, s-a fost un flux foarte mare de bani trimis acolo, baza de pregătire, dar chestia asta, tu să vrei să faci tu pe echipa, primul 11, nu ai cum să faci chestia asta nefiind cu jucătorii la antrenament, neavând. Noi spunem că se spune de la federație că Pintilii nu are carnet de antrenor și nu are licențe. Problema nu e la el, din păcate. Dacă mă întrebați pe mine, problema e de unde pleacă totul. Octaviana Brodan a vorbit zilele trecute la ProSport Special în termenii, să zic așa, eleganți despre Gigi Becali, lăsând de înțeles că se implică la echipă. Pe vremea ta, când jucai tu la Steaua, actuală FCSB, cum era implicarea lui Gigi Becali? El era la început, plus că noi aveam un antrenor care controla totul, Victor Pițurcă. Și nu se băga, era un zid acolo de protecție. Și noi jucătorii aveam dialog doar cu antrenorul. Așa, cu Gigi mai vorbeam, așa, prietenește, amical, dar doar atât, știi? Deci antrenorul controla totul și noi pe el știam de ce era responsabil. Când de un antrenor acceptă să vină la FCSB, consider că este o oarecare lipsă de demnitate? Uite, n-aș vrea să o dau că e lipsă de demnitate sau așa ca Pintilii să aibă lipsă de demnitate. Că nu știu dacă este vorba despre Pintilii, că mie îmi place, e vorba despre Leo Strizăci. Leo e prietenul lui Gigi și Leo a venit, nu e de chestie de lipsă de demnitate, pentru că Leo e prietenul lui Gigi Becali de foarte mulți ani. Da, și l-a venit să-l ajute pe Gigi, punct. Și el și-a asumat public lucrul ăsta și mai ales că nu și-a asumat cu amărăciune, să zici, bă, mi-asum că așa, da, bă, mi-a și așa. Nu, el și-a asumat și a zis, bă, eu am venit, așa mi s-a cerut, asta fac. Deci, el a venit în calitate de prieten și l-ajută pe Gigi Becali ca prieten. Și asta, eu respect treaba asta, da? Bun. Că nu e că el visează avioane, să fie nu știu ce, antrenor de nu știu ce, Champions League și a venit și... Nu, el a venit de la centrul de copii, clubul i-a cerut, vino să ne ajuți, vino mai departe să ne ajuți, am venit. Bun, așa. Deci, despre asta e vorba. Nu se pare că poate cumva, mă rog, nu poate, nu se pare că pică prost imaginile cum a fost astăzi, spre exemplu, la pauză, faptul că Leo Strizu a stat pe teren și că n-a fost luat nici în cantonament înainte. Bine, stai un pic. Deci, Leo, eu vă spun acum din perspectiva omului din interior. Pe Leo Strizu nu-l interesează că a fost sau n-a fost luat în interior. Pentru că el a venit prietenește ca să-l ajute pe Gigi Becali. Gigi Becali a cerut, bă, ești prietenul meu, tu ai licența, vino și stai aici. Și el asta a făcut. Nu mă refer că pică post pentru Leo Strizu, cât pentru echipă, pentru imaginea echipei. E antrenorul tău principal din asta. Da, Gigi Becali și-asumă lucrul ăsta, știi? Asta oarecum, deci,
Își asumă lucrul ăsta, na. Da, nu zic nimeni că nu are dreptul să facă asta, că dreptul are, e clubul, deci, lui, este o societate privată, evident. El își asumă lucrul ăsta și oarecum asta scade un pic din entuziasmul echipei, pentru că vede că clubul apelează la soluții de-astea conjuncturale și nu ceva serios. Și atunci, uite, 5% ți-au lipsit în seara asta. Poftim. Da? Da. Tu, bine, exagerând un pic și păstrând cumva proporțiile, pentru că n-ai o echipă de senior la ora asta, da. Cum ești la tine, la Nana Juniors, la face Nana Juniors? Ești un antrenor, de fapt un patron, atenție, patron care se bagă peste antrenori oarecum sau îi lasă să-și facă treaba? Uite, la FC Nana Juniors am început să creez o echipă, să formez o echipă de antrenori. S-au produs schimbări, au venit, au plecat, așa. Eu acum sunt în perioada în care îmi formez antrenorii, așa încât ei la rândul lor să, împreună cu ei, să formăm o armată de falemi, adică jucătorii să fie armata mea, să fie E. Și acum eu îi instruiesc pe antrenori, așa încât și sunt meciuri, de exemplu, la care nu mă duc. Îi las pe ei ca să crească, să-și asume responsabilitatea. Când sunt cu ei la meciuri, am tineri antrenori, unii dintre ei mai joacă Liga 3-a, pe unii am avut la Steaua, elevi la Steaua, așa. Încerc să nu le subminez din autoritate și să strig la ei pe teren. Iau deoparte și stau de vorbă cu ei. Și încerc să învăț din exemplele astea pe care le văd și na. Deci nu le faci. Nu le faci. Fiecare își face grupa, dar ne consultăm și na, apoi fiecare la vârsta asta nu e. Uite, aici să citesc o reacție a lui Denis Alibec imediat de după meciul dintre FCSB și Farul Constanța 2-3. Alibec spune așa: nu-mi vine să cred că am reușit să întoarcem meciul, chiar dacă le-am spus după eliminarea lui Deaua, hai că putem să întoarcem. Nu mă așteptam. De asta este frumos fotbalul. Întrebat de când nu ai mai trăit un asemenea meci, Alibec a răspuns: sincer, cred că de când eram la Astra, în 2016, nu am cuvinte după 3-0 cu CFR Cluj să revenim de la 2-1 cu atâția tineri. Sunt mândru de ei. Îl știu pe Târno, de la echipa națională, știu că pleacă pe lovituri libere și am zis să-l încerc. Deci asta este o chichiță. Eram într-o perioadă foarte proastă, chiar în unele momente nu credeam că mai putem să întoarcem. Deocamdată suntem pe primul loc și mă bucur pentru asta. Toți cei care au intrat au fost fenomenali și sunt mândru de ei. Dacă avem spiritul lui în această seară, ne putem bate la campionat. Uite, declarația asta mie îmi spune că există și un lider la Farul. Da. Eu nu văd declarația asta la FCSB niciodată. Nici după victorie, nici după înfrângere, nici după niciun meci. Da, e un jucător cu personalitate și care joacă senzațional la Farul. Deci l-am văzut într-o serie de meciuri și are o poftă de joc pe care n-am văzut-o și o atitudine pe care nu ne-am văzut la el jucând la Steaua. Și e impresionant. Astăzi a jucat perfect. A jucat pentru echipă, n-a făcut un dribling în plus, a dat drumul la minge, a jucat pentru colegii lui, a tras echipa după el, a obținut lovituri libere, a scos fauturi, a jucat exact ce trebuia. Poate lipsește un pic și Florin Tănase, celor de la FCSB. El era cumva lider. Da, e o pierdere mare de tot acolo, zic eu. N-aș spune neapărat că lipsește Tănase. Lipsește unul ca Burceanu. Da? Unul ca Burceanu, unul ca Pintili. Asta zicește. Unul ca Radoi. Tănase nu era neapărat liderul ăla, gen Burceanu sau Pintili, dar mă refer aici și la aportul ofensiv. Aici trebuie chestie de organizare, să-ți organizeze jocul la mijlocul terenului. Uite, mie îmi place puștiul ăsta de la Cecen, de la Chindia Târgoviște, Ahmetov, numărul 66, mijlocaș central. Ăsta e câine. Mie mi-ar plăcea să-l vreau asta. E câine. Deci îți trebuie unul ca asta la Steaua. Unul ca asta trebuie, deci, la Steaua. Deci un jucător ca asta e, deci, propunerea lui Gigi Mijlocaș, mijlocaș central la Chindia Târgoviște joacă senzațional, e killer. A jucat, m-am uitat pe CV-ul lui, a jucat și prin America, la Miami sau așa. Întâmplător, a mers la Ploiești să văd câteva meciuri ale Chindiei cu un prieten de-al meu din Târgoviște și așa, și mi-a sărit în ochi. Senzațional puștiu. Pe unul ca asta, eu spun așa, dacă l-aveam pe unul ca asta, nu pierdea meciul 100% cu toate schimbările lui Gigi. Vorbesc serios. Deci ăsta e genul lui Roy Keane, Paul Scholes, unul mic, așa, bătăuș, puternic, nu greșește o pasă și de ăsta, pe teren le face pe toate. Aleargă, deposedează, bagă materiale și pasează, joacă tot timpul la firul ierbii, nu greșește o pasă, știi? Și are atitudine, e de ăsta care
impune respect, știi? Interesant. Impune mult respect și joacă exact ce trebuie. Îmi place mult Pușciu ăsta și dacă în seara asta l-avea Steaua, eu zic atunci Ahmetov sau Șaici Cecen. Cineva bun, să trimită bun, către rău. Palatul lui astăzi Gigi, Becali, acest video, această parte măcar, cu propunerea ta, pentru că e foarte interesantă. Cam atât. Îți mulțumesc, Dana. Îți mulțumesc, Cristi. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit într-un număr foarte mare și în această seară. Pe prosport.ro găsiți toate detaliile și toate declarațiile de după meciul dintre FCSB și Farul Constanța 2-3. Ce au spus Hagi și Leo Strizu, vedeți pe prosport.ro. Seară bună!